v-am regăsit cu știri pozitive la Moldova 1. Echipa Știri Pozitive a revenit din vacanță cu bateriile încărcate de voie bună, pasiune și desigur vești bune. Și iată că împărtășim toate acestea cu dumneavoastră. Prima veste bună este că din această toamnă copiii din Todirești vor merge la grădinița din localitate. Cea de-a doua este despre lansarea unei colecții plină de feminitate, eleganță și senzualitate. Vom continua și serialul I Love. În această ediție vă prezentăm orașul Ștefan Vodă. I Love Ștefan Vodă! Altă veste bună este că portalul Știri Pozitive a inițiat o campanie Există viață și fără țigări. Prin intermediul nostru veți urmări mărturiile unor oameni remarcabili sau simpli cetățeni care au renunțat la fumat și viața lor merge înainte, mai departe, mai frumoasă. '86 de copii din satul Todirești, raionul Ungheni, vor merge din această toamnă într-o grădiniță nouă. Este cadoul pe care Ministerul Educației, Banca Mondială, UNICEF și întreaga comunitate Todirești l-au adus copiilor. Cândva, Todireștiul, comuna Todirești, compusă din două sate, Grăseni și Todirești, cu 4400 de locuitori, aveau la număr două case de cultură, două gimnazii, două oficii poștale, dar nici o grădiniță. A fost deschisă grădinița din satul Grăseni. Astăzi va rămânea în istorie pentru satul Todirești, deoarece se deschide și aici o grădiniță pentru 90-95 de locuri. Astăzi, de la mic la mare, ne-am adunat aici să sărbăm cel mai frumos eveniment din viața copiilor și a părinților, deschiderea grădiniței. Odată cu deschiderea grădiniței, se deschid și sufletele noastre pentru a vă spune mulțumim tuturor celor care au contribuit la repararea și dotarea încăperilor cu mobilierul necesar copiilor. Sectorul educațional, punem la dispoziția dumneavoastră un serviciu nou în Todirești, pentru că, într-adevăr, doar oameni încăpățânați în sensul bun al cuvântului, oameni care se țin de cuvânt, pot realiza ceea ce s-a realizat aici la ce astăzi se realizează este datorită faptului existenței noastre. De aceea că când ne-am asumat angajamente față de dumneavoastră aici în localitate, chiar venind de mai multe ori, am cunoscut foarte bine problemele dumneavoastră și pas cu pas am reușit ceea ce astăzi vedem. Și numele a tuturor părinților și a tuturor copiilor să mulțumim guvernului care pentru reparația acestei grădinițe a alocat suma de 590.000 de lei. Și aș vrea în continuare încă o dată mulțumit și să-i mulțumesc domnului președinte pentru ce Consiliul Raional a acordat 160.000. Mulțumesc la acele persoane care au participat la proiectul Parteneriatul Global pentru Educație, doamna Savciuc, Baltac, Sârbușă, Rahmistriuc, unde au fost din fondul de investiții 428.000 de lei, din care 82.000, asta a fost contribuția
administrației publice locale și a dumneavoastră, stimați părinți și stimați locuitori în satul Mântuirești. Acest eveniment care s-a petrecut astăzi în satul Tădirești este o mare bucurie, în primul rând, pentru părinți, pentru copii. S-au deschis 16 locuri de muncă noi. În jurul de la 100 de copii vor beneficia de o alimentație normală, de o educație și o instruire de calitate. Noi așteptăm cu mare drag să deschidă ușile acestei grădinițe, să vină cu mare entuziasm. Îi așteptăm și la noi succese și la noi realizări. Evenimentul de astăzi are o deosebită importanță. Pe de o parte, este prima grădiniță din cele circa 40 care vor fi renovate în 2013-2014 în cadrul proiectului Parteneriat Global pentru Educație, implementat de Ministerul Educației cu sprijinul UNICEF și al Băncii Mondiale. Este o primă rândunică, asta ne dorim să fie și având în vedere faptul că pentru Ministerul Educației, educația timpurie este un domeniu de prioritate, ne propunem să sprijinim și în continuare această comunitate din Tădirești, pentru că vor mai fi investiții chiar în această instituție pe partea de dotări, cu literatură didactică, cu mobilier, cu jucării și e de apreciat faptul ce a reușit să realizeze comunitatea, pentru că fondurile din cadrul proiectului sunt doar o parte, iar în rest comunitatea din Tădirești, în frunte cu primarul și toți părinții, toți educatorii, comunitatea educațională de aici au făcut eforturi mari pentru ca acest proiect să se întâmple. Din câte știu eu, aici au fost atelierele școlii cândva și acum avem o grădiniță care să acomodeze un grup destul de mare de copii. Tânărul designer Irina Chitoroagă mărturisește că în ultimul timp în Republica Moldova s-au lansat foarte multe branduri autohtone și asta i-a dat curajul să exprime prin modă ceea ce gândește. Să urmărim în continuare liniile drepte, croielile curate și structurile simple care au pus pe viu în valoare eleganța, feminitatea și senzualitatea la lansarea colecției Split by IRE. Foarte multe branduri autohtone și asta mi-a dat curajul să încerc și eu să exprim prin modă ceea ce gândesc. Sursa mea de inspirație a fost o jachetă pe care am făcut-o în semestru 3 de universitate. Are umeri tăiați și forme destul de ascuțite, linii drepte, o croială foarte simplă. Și, practic, asta a fost baza după care am făcut celelalte piese din colecție.
sunt foarte mândră și foarte emoționată pentru Ina, pentru că știu că am muncit mult ca să ajung aici, pentru că experiența facultății festifătare i-a prins bine. Știu că are talent și că are potențial și poate să introducă ceva nou pe piață și la nivel de creație. Moldova are nevoie și de oameni talentați, și de idei noi, și de creație. Și ea face parte din ceea ce putem numi astăzi Made in Moldova. Nu știu dacă fiecare ar putea să o includă în garderoba lui, însă sunt sigură că oamenii cărora o să se le placă colecția sunt oameni speciali, la fel cum e și Ina, pentru că a făcut această colecție și eu sper și de fapt cred că este un debut cu succes al ei, care îi va forma o carieră a ei pe viitor și eu o să fiu mereu alături de ea. Îmi pare bine că mă aflu astăzi alături de Irina și particip la lansarea colecției ei. Am participat într-un fel la editarea și fotografierea articolelor și mi-a plăcut foarte mult. Și eu personal am ales două piese care îmi plac foarte mult și că am spus că vreau să le am neapărat, pentru că sunt locuri care este foarte simplu, în același timp sunt elemente care pun în valoare într-adevăr corp feminin într-un mod foarte frumos. Mă bucură mult faptul că lumea din Moldova a călătorit, a văzut mai multe lucruri, are o viziune mult mai deschisă și doresc să-și pună în aplicare ideile în Republica Moldova. Și sper că în viitor vor fi și mai multe succese de acest fel. De acord, s-a întâmplat ca cineva dintre voi să audă pe viu exclamația Te iubesc, Ștefan, și echivalentul ei în engleză I love Ștefan. S-ar putea însă întâmpla ca să fie pentru prima oară când auziți exclamația I love Ștefan Vodă. Cristian Ospov a mărturisit acest sentiment în imagini mișcătoare. Thank you.
Care dată vă împărtășim speranța că toate istoriile prezentate de noi vă inspiră la fapte bune. Vorbe și fapte, toate bune! Aici se încheie ediția de astăzi, iar noi ne revedem exact peste o săptămână și nu uitați că ne găsiți oricând pe știripozitive.eu, unde ne puteți transmite idei despre oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Până atunci, să ne auzim de bine, Moldova! Thank you.